Biblioteca județeană timp, Iverianu, secția muzicală. Ai trecut pe lângă secția muzicală de la biblioteca Mihai. Da, nu, Vali, sunt Ai de gând să lași ceva aici cu timpul, așa, o colecție de... să fim noi sănătoși <laughs> și să... avem, da, avem în primul rând uh, noi oferim ca și colecție uh, amintiri <laughs> pentru cei care vin la evenimente, pentru că Aia e cel mai important, să trăiești, să trăiești frumos și uh, noi asta, asta încercăm să facem. Să... Un bun prieten de al tău și de-al meu uh, mi-a dezvăluit că te-ai apucat să scrii sau ești gata să te-ai pus să scrii o carte. <laughs> <Nu e laughs> Buvu, Mărgina bine, așa cum îl știți cu toții, mai are și momente în care transmite spre ceilalți informații despre ce e apropiat, așa numai ca să... Nu, da. ce să mă pus să scriu, eu deocamdată trăiesc, m-am zis, asta mm -hmm. facem, poate o, fi, o venim vremea vreodată, să apucăm noi da, să liniștea ca să... Să, să o carte, să... memoriile, așa, exact, da. 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 Și asta e o carte, ceea ce se întâmplă aici de fiecare dată când mă întâlnesc cu oameni ca tine, cu alți oameni din al, alte domenii, poate fi o carte, eu știu vizualizată de da, domnul Ceilalți. Ce? Dar acum ieșim uh, puțin din interior de la Bistage, dar să nu uităm înainte să spunem că e o organizație care spune și sunt oameni care se ocupă, că nu e așa ușor. E Mihai Mugescu, dă de, de, două ori semne la acela și vine lumea să se prezinte e, pe scenă. E Mihai Mugescu, cel care stă de față, în fața noastră astăzi aici, care nu e singur, evident. Sunt evenimentele din Abistage, unde o întreagă echipă Abistage Event și Asociația Mentoroc se ocupă de uh, bună buna desfășurare a acestor evenimente suntem mai mulți, suntem uniți, uniți prin această pasiune pentru muzică și căutăm să facem maxim posibil din timpul pe care îl avem alocat acestor evenimente să, să reușim să le facem să se întâmple. Avem Asociația Constelației Rock, care este o organizație diferită, care se ocupă de relansarea acestui mare festival de pe vremuri, care ne dorim noi să redevină iarăși mare. Și, și un, un brand pentru Râmnic. Brand a, fost, a fost un brand mare pentru Râmnicul Vâlcea, un brand de care extraordinar de multă lume din, din garda veche a industriei muzicale românești și aduce aminte cu drag și ne-au aplaudat inițiativa de a reînvia și readuce în lumina reflectoarelor acest brand. Ne dorim să redevină un brand notabil în în muzica din România, pentru artiști din România și de ce nu să-l facem cunoscut și internațional, așa cum uh, nu ne gândeam despre Brezui atunci când ne-am apucat, că ne-am apucat la fel cu Paști Mizi, am făcut în perioada respectivă ce consideram noi uh, potrivit și mai bine pentru acele vremuri și iată că în 2024 Open Air Blues Festival, festivalul de care ne-am apucat în 2017, a devenit un brand național și un brand recunoscut la nivel internațional. Și asta nu zic pentru că îmi place să mă laud, o zic pentru că este o, o, realitate cu care ne mândrim, pentru că am ajuns ca în 2024 hoteluri din Călimănești și din Brezoi să se umple cu turiști care vin special pentru acest festival. Nu mai vorbim de notorietatea pe care acest festival o are în rândul artiștilor internaționali de blues, pentru că am avut sute de solicitări din partea formațiilor, multe dintre ele. De peste mări și peste țări și ocean. Majoritatea de peste mărit. mări și țări, pentru că artiștii din România. Care performează în această sferă, cu toții au trecut pe la Brezui. Nu cred că am omis pe cineva să-l să invităm până acum la Brezui, și, în rândul lor, clar e, e mai mult decât cunoscut, dar spre surprinderea noastră, artiști din, de la, din Noua Zeelandă până în Statele Unite, colțurile Irlandei și din Asia nu prea am primit propuneri până acum, dar în rest, cred că de peste tot. Solicitări de a concerta la, la evenimentul nostru, și asta vă dați seama că ne creează un sentiment de, de mândrie și de satisfacție că am reușit să facem acest festival atât de cunoscut încât să primim solicitării de la atât de multe formații. De acum vreo câțiva ani de zile, mă întorceam din Norvegia, dintr-o vacanță foarte plăcută acolo, și în avionul care am venit înspre țară, m-am aterizat la Otopenii, am nașul meu care muncește de vreo 15 ani și cunoștință, prieten de-al tău, Gabi, Gabi Bre, am avut ceva vorbind în norvegiană și se întoarce în autobuzul care ducea la descărcare acolo și vede și un instrument. Și eu mă duc și îl întreb ce caută ăsta norvegianul. Și l-a întrebat și unde, unde mergeți? Brezoi, festivalul de Brezoil deci, iată cum s-a dus Brezoi în toate culturile lumea, așa cum spuneai și tu. Și mi-aduc aminte că tu ai fost foarte... Adică nu era așa de încrezător în ceea ce ți-a spus omul care are un merit deosebit în organizarea acestui festival, în primarul Brezoiului, domnul Robert Schell, când ai ajuns acolo și ți ți-a spus, pe păi când, acum în iunie? Și ai făcut niște, omul ăsta e serios sau ce? Da, într-adevăr, fără sprijinul, pentru că pentru a organiza evenimente culturale deosebite. De, de da, asemenea amploare, amploare. da fără bă, bă, sprijinul autorităților, e, de, lucrul acesta devine imposibil. Pentru că trebuie să ai deschidere în primul rând, bă, să ai voie să faci. Pentru că în alte părți uh -huh. vii cu o astfel de idee și lasă-ne, te rog eu. Noi le facem pe Știm okay. noi ce vrea lumea, nu uh -huh. vii tu să... Uh, Blues, ce Cine e aia? blues da. la Brezui? Cine ascultă blues în Brezui? Dar nu despre asta e vorba. Brezui e o localitate superbă, Valea Lotului este un ținut. O istorie în... deosebită și cu oameni. Magnific. Pe care, cu ocazia evenimentelor pe care noi le organizăm acolo, mii, dacă nu sute de mii de, de turiști până acum au văzut, au descoperit pentru prima dată această zonă la fel ca și noi când am ajuns prima dată la Brezoi și am, am văzut fiecare dintre noi că noi suntem născuți în Râmnicu Vâlcea. Ajuns la Brezoi și zic, Și tot păi, nu știm tot despre ce uite e oferă zona. frumos e aici, ce e super. Cum zicea într-un interviu un în băiat din din Baia Mare, am avut o televiziune națională care a făcut un reportaj anul trecut la festival și uh, a luat întrebări uh, uh, Audienței de acolo, publicului și un băiat din Baia Mare, care era foarte dezinvolt, ca să nu, să nu zic altfel. Uh, Reportul întreba: Și ce, ce, ce anume vă place aici? aici? Munții, domne. Munții, avem și noi mulți frumoși, dar bă, bă, ăștia parcă sunt mai frumoși. <ră> și asta, asta e doar un exemplu. Uh, ai privit și tu la un moment dat zona de sus? Te, ai urcat pe Turțudan acolo? Și de mai multe ori. De mai ori dar... multe ori, de -an, da, da. Și, și pe alte vârfuri, dar pe da, da. Inclusiv asta e o o uh, chestie fantastică pe care publicul care vine la uh, evenimente se poate delecta de pentru că sunt... Uh, deci intrat. muzica, muzica schimbă locuri, schimbă oameni, schimbă până la urmă cam tot muzica bună. Da, nu e, aici nu e vorba numai de, de muzică, e vorba de, uh, de oameni într-adevăr... Da, genul face o selecție, clar. Muzica face selecția oamenilor și prin, prin evenimentele pe care noi le-am reușit să le organizăm în Brezui, am reușit să aducem în, în județul Vâlcea și în, în Brezui, acea categorie de oameni de, de care ți-e drag 100% din care ai vrea să fie alcătuită toată România, ca să zic așa, oameni care iubesc frumosul, care iubesc natura, care se respectă, care iubesc muzica și iubesc sentimentul ăsta de libertate pe care ți l oferă, nu știu, întâlnirile de festivalurile sunt mai mult decât niște concerte, sunt niște întâlniri, întâlniri între Socializare, oameni. Socializarea, socializarea care se face nu știu, de la când vii cu cortul la la camping. Asta cu, cu picioarele în apa lotrului, exact. a te leganat într un șezlong, o căsuță, mai sunt luat. Locuri de, nu cred mai sunt locuri libere de vânzare prin prezoi cam Asta da, ca să știu. Probabil sunt oricum prețurile în Brezoi de când da. evenimentele au, au crescut destul de mult. Bine, au crescut prețurile peste tot, la orice, dar. Și calitatea uh, evenimentului a crescut dacă, în timp. Dacă până, nu știu, în 2017 găseai terenul și case de vânzare în Brezoi acum no, cam alegi după ele. Proprietate dacă, privată, nu treceți, da, da, apar, da. Dacă vrei să găsești ceva. Uh, a evoluat în timp și nu e timp scurs mult așa de când a fost prima ediție. Eu, unul care uh, iubesc muzica asta veche, bună și jazz și blues și rock-ul. Uh, nu mă gândeam vreodată, adică la văzut unor nume și la văzut unor nume pe lista de invitați și cei care au evoluat, așa nu venea să cred. Și mulți spuneau, nu se poate, mă, vine cu tare la brezo, hai să fim serioși. Și iată că seriozitatea a prins și oamenii ăștia care vin de peste mări și țări s-au îndrăgostit și de loc și de oameni și oamenii la rândul lor de aici au făcut un hobby, aproape e o pasiune pentru Brezoi. Deci cum se termină festivalul, cum încep? Mai aveți un loc în plus, o cameră, ceva să... Și nume mari, nume mari. Și nu se oprește lista cu cei veniți de până acum. Am văzut că ai și pentru anul ăsta invitați. Într-adevăr, pentru, pentru 2024, că aș putea spune, din punctul meu de vedere, e cel mai bun line pe care l-am organizat până acum, adică vom avea parte de, de șase serii, de pe 16 până pe 21 iulie, magnifice, cu niște trupe colosale. N-are rost să le menționez acum sau să trec prin faptul că mulți, mulți, foarte mulți dintre acești artiști uh, sunt posesorii unor premii uh, mai mult decât importante. Uh, de la uh, uh, cele mai bune premii la cele mai bune organizații de, de blues. Nu știu, trebuie doar să treci prin listă și să te uiți, să dai un Google search, atât trebuie să faci, să e fiecare artist în parte. Am făcut o selecție, aș spune eu, mai mult decât norocoasă. Deci în fiecare seară vom avea parte de, de mega show Trebuie să vii să vezi. Degeaba ți-l la acum niște nume. Într-adevăr, da, am avut nume cu notorietate uh, imediată, să zic așa, dacă cum a fost Beth Hart, care deja a devenit o uh, obișnuită la Brezui. Anul ăsta, din păcate, lipsește pe, pentru că trece printr-o perioadă mai puțin... Uh, S-a observat okay. și anul da, trecut da, da. acum anul trecut, din punctul meu de vedere, a fost cel mai bun show <laughs> da. pe care l-a susținut la, la dar a fost colosală, dar în perioada asta trecem prin niște probleme medicale mai deosebite și... Asta e la... și viața ei și cântecul ei. Da, a da, da. Viața ei de acum și... Da. Uh. E o atmosferă pe care uh, nu o înțelegi dacă nu ești prezent așa cum spuneai tu, pentru că cei care au venit și îi spun e altă lume. Păi, e, e altă e, lume. Și orice cum... spune eu acum și orice, de, vorbim, orice da. ar citi după foile astea n-are absolut nicio relevanță. Trebuie să vii, să vezi, să simți, să, să, să te întâlnești cu oamenii de acolo, să schimbul ăla de energie pe care nu doar muzica live, natura și oamenii care simt și gândesc la fel ca tine îți pot transmite. Respira același, erau aceleași obiceiuri, mă rog, în cele șase zile. De ce spun că e altă lume? Pentru că rar vezi într-un alt loc, într-o altă situație, vezi lumea zâmbind, nu văd oameni încruntați, nu văd oameni care să-și aducă anumite probleme de acasă, ei sunt lăsate toate, parcă sunt dezbrăcați de toate problemele, aici se simt în largul e un Eden al mudicii, să zicem, mudicii bune, și lumea se simte... Eu o văd dezbrăcat, o văd așa ca prin anii... Sau eu știu un fel de Adam așa și așa, plâng prin raiul ăsta de la Brezoi. Și de-aia a devenit Brezoi al lumii. Da. Aș putea spune că am reușit să facem treaba asta, nu cu eforturi puține, deci ne-am stresat, Asta vreau să te întreb. Sigur că e o asociație, sunt oameni care se ocupă de una și de alta, dar e nevoie de bani și aici era, Din păcate, și trebuie să zicem asta, totul ține de bani. Dacă ai bani, faci, dacă n-ai bani, nu faci. Din artiști grozavi, evident. Datorită faptului că am luat-o pas cu pas, chit că lucrurile au evoluat destul de, de rapid pentru, mm -hmm. pentru festival, deja la treia ediție aveam artiști mondiali prezenți la la Bert Hart a venit încă de la treia ediție și... Practic atunci Brezoi a căpătat notorietate națională mare și lumea a venit, că despre asta e vorba. Lumea a venit și s-a bucurat. Adică au găsit la Brezoi, au venit fără așteptări și au plecat super încântați. La fel a fost cazul cu foarte mulți dintre artiști care tot așa. Okay. ne-ai da. ne convins cu banii, venim. Uh -huh. Dar la ce să ne așteptăm acolo, nu știm. Iar după ce au venit, au simțit, au făcut schimbul de energie cu publicul, au văzut că organizarea e ok, că uh, totul a decurs uh, uh, bine. S-au bucurat, nu știu, și peisajul, evident, da. și vibrul, și ospitalitatea noastră, toate cumulate uh, au făcut ca acești artiști care au cântat odată la Brezui să-și dorească să revină. A fost cazul multora dintre ei. Uh, primim de la artiștii care uh, au cântat în trecut requesturi <laughs> mereu: Vrem să revenim, ne mai luați și pe noi, ne-a plăcut maxim. Și e un efort pentru ei să vină în partea asta a Europei, că dacă turneele mari ale tuturor artiștilor se întâmplă pe câteva țări, Germania, Franța, Belgia, Olanda, UK, Și Și Budapesta, că să zicem că e mai aproape aici de noi. În partea asta a Europei mai greu, mai greu. Mai vezi turnee, pentru că na, e vorba de infrastructură, de logistică, de organizații care sunt mult mai bine puse la punct în, în partea aceea a Europei, dar au venit și la noi și le-a plăcut. Și le-a plăcut mai mult decât în altă parte. Pentru că au găsit chestii pe care nu le găsesc în alte părți. Un sentiment ăla de... E contopire cu natura aici. De la natura la la felul nostru, al românilor de a fi. Pentru că toată lumea a primit artiștii cu bucurie și cu bucurie de aia adevărată, adică schimbul de energie dintre oameni și, și artiști dintre public și artiști, cum se întâmplă la Brezui, mai rar vezi. Am fost și eu la multe concerte, nu zic <gânghe> multe concerte unde s-a ridicat pe pe mână de de ce a transmis artistul ca muzică, dar acolo e vorba de, de energie, energia Masa, locului. Și, de. și schimbul de energie dintre, dintre public și, și artiști. Na, muzica live între munți, pe malul apei, uh, într-adevăr, te face să uiți de, de cotidian și te transpune așa parcă într-o într altă lume în care noi ne-am vrea să stăm, nu știu, să organizăm șase zile și restul anului, să, da. <laughs> să stăm să ne bucurăm de asta, dar e invers, e muncă de de un an de zile pentru cele șase zile de, de festival de blues. Uh, unii spun că citești o carte și te schimbă cartea datorită, eu știu, o lor unor oameni, eroi din carte, iată că și un festival de schimbă oamenii, schimbă și locul și apropo de schimbare, că în s-a schimbat enorm. Eu treceam, mergeam înspre munte, mergeam înspre Câlcescu, înspre Parâng, încolo, așa, cu mâna la ui, că țărea cam jenă să te uiți ce se află pe stânga și pe dreapta. Iar acum nu poți să mai treci de brezoi fără să te oprești, pentru că sunt atâtea lucruri de văzut și locuri unde să stai toată vara, nu neapărat la un festival. Da, da, într-adevăr, de mulți ani de zile uh, Brezuiul beneficiază de o continuă schimbare. Ăsta e rolul strict al administrației condusă de domnul primar Robert Schell, pentru că uh, câmpioarele sunt vizibile și faptul că a ales să fie părtașul nostru la această nebunie muzicală, pentru că Într-adevăr, locuitorii, mulți și-au pus să ne de oameni, dar cine trebuie nouă festivaluri? Ce se întâmplă cu festivalurile? De deci, ce atât de multe festivaluri în Brezui? Pentru că, pentru cine nu știe, numai vara asta organizăm patru mari festivaluri. Păi uh, să, să ne amintim, ca să se apropie vara. Festivalul de bluz uh, pe care l-am uh, început în 2017, în, în perioada pandemiei, ne-am reinventat și am început să facem manifestări mai dese în, uh, în Brezui și uite că dintre toate festivalurile pe care le-am... Uh, inițiat acolo. Patru dintre ele au căpătat greutate și au căpătat conturi. E festivalul de rock pe care îl organizăm împreună cu Asociația Bikers for Humanity condusă de Cristian Rubaru, care are un alt tip, să zic așa, de, de eveniment, pe lângă muzica faină, pentru că la acest festival cântă toate legendele rocul ul și trupe uh, fresh, adică o să fie o nebunie muzicală, trei zile și avem, uh, nu știu, 30 de formații aproape, adică în fiecare seară. Să vor cu tremura munții, cred. Absolut. Uh, este un festival umanitar. Tot, tot profitul de, uh, generat de acest festival merge către asociația Bikers for Humanity, care uh, an de an pentru cine nu știe, doar să dea un search pe, 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 internet după Bikers for Humanity și să caute acolo să vadă ce acțiuni deosebite fac acești băieți, niște iubitori de muzică, iubitori de motociclete și totodată iubitori de oameni. Pentru că și viață, că până la urmă viața lor e... Nu? Anul acesta la Brezui, pentru cine nu știe, pentru că deja e vehiculat și noi suntem avansați cu toate procedurile de, de lucrări la Brezui, Bikers for Humanity, cu sprijinul primăriei care pune terenul la dispoziție, va construi centrul cultural Bikers for Humanity cu ajutorul organizațiilor noastre, Asociația Mentor Rock, Asociația Constelații Rock, Abistage Events, veniturile din festival și o grămadă de alți oameni care cred în, pentru că Bikers of Humanity până acum au, au demonstrat ce, ce forțe sunt și ce pot face și ce mari schimbări pot face, multă lume s-a alăturat acțiunilor lor și la Brezoi se va construi un centru cultural, care se va numi Centru Cultural Bikers of Humanity, care va avea scopul de a deservi iubitorii de tinerii din Brezoi și din împrejurim care vor să-și construiască o carieră în, în muzică, în arte vor găsi în acest spațiu uh, un loc care va deservi pentru, pentru acest scop. Ăsta ar fi unul și alt eveniment. Ca să trecem în reviste repede, că mai avem multe de spus. <l crawling> avem Baricada Folk, că... care în uh, 2024 se va desfășura între perioada 4 și 6 august, unde de asemenea, toți greii folcului din România. Baricada Folk deja este la a 5-a ediție. Folk frate. Baricada Folk, uh, ce să citesc But... Mircea Baniciu, da, Mircea da, da. Ducu Berții, Vasile și care au Dan Byron, Fără Zahăr, Rom la Lună, Electroacustic, Dan Helciuc, din Olărașul, Cristi Buică, Nanin Iancu, Ocru, Beznă, Cătălin, Stepa, lista e... e, mare. Repede că mai avem trei minute. Trei minute? Avem, trei evenimente. Avem uh, Electric Nights, iarăși un eveniment uh, rock, rock alternativ, de asemenea cu cele mai titrate formații de rock alternativ din țară și acest eveniment care a luat o pauză anul trecut, dar deja este la patra ediție, care are fanii săi și pe care îi așteptăm în perioada 26-28 iulie după festivalul de bluz, și el va rămâne acolo, se schimbă Dacă formațiile și publicul. Se schimbă și puțin atmosfera în, în natură, se acoc și strugurii, nu avem și o muzică din asta de multică cu vin și bobioară, un sambal, ceva probabil se va, se va, face la Târgul Otrilor ceva... Că ăsta e alt festival care aparține da, da, locuitorilor. Târg, da. Târgul Otrilor este un festival inițiat de primăria de administrația Robert Cel și are deja vechime, nu știu, cred că anul acesta la 12-a ediție sau ceva. Da, de ce da, da, da. Uf, ar mai fi multe de spus, dar să lăsăm cum am lăsat și în prima parte a discuțiilor noastre, muzica. Să tragem așa o concluzie, să tragem o concluzie, o tragem simplu. Îi invităm pe toată lumea să intre Așa. pe brezăiblus.ro pentru detalii despre festivalul de blues, să intre pe bikersforhumanity.ro pentru festivalul. <laughs> pe paginile noastre de, de Facebook, Baricada Folk, Live Music Summer Camp, Abi Stage Bar, pentru cine vrea să intre pe, să detalieze evenimentele din Abbey Stage, invită pe presele noastre de socializare, trebuie doar un, un search pe Google și, și ne găsesc, pot fi la curent cu toate întâmplările. Eu zic că a fost o întâmplare frumoasă, să mai fie și altele, Mihai Mugescu, Valiconea și Valișcopu, aici la Biblioteca Județeană Timișoara despre muzică și muzichie și tot ceea ce se întâmplă atunci când asculți muzica bună, că te schimb în și mai bine, nu? Hai, toate bune!